Am primit solicitare pentru organizarea zilelor recoltei în municipiul Medgidia. Bineînțeles că am acceptat acest lucru, mai ales că nu a implicat niciun leu din bugetul local. Toată organizarea a fost făcută privat și organizarea și finanțarea a fost făcută, cum se spune, adunând chetă, ban cu ban. Și bineînțeles că am avut și un sponsor important din Medgidia, care nu ține cu orice preț să-i se facă reclamă, și mă bucur că sunt oameni de asemenea factură în Medgidia. Cum vi se pare atmosfera? Păi, ținând cont că e un eveniment mic organizat pe suta de metri, cred că este ok, mai ales din ce văd eu, locația pe care am ales-o este cea mai civilizată, pentru că nu mai trebuie să deranjăm centrul orașului Medgidia, plus toată mizeria se ducea în zona respectivă. Cred că este ok și este oarecum un test pentru următoarele evenimente ce se întâmplă la Medgidia, pe care vreau să se desfășoară pe marginea canalului Dunărea Marea Neagră, în acest parc frumos, pe care anul viitor îl vom îmbunătăți foarte mult. Cum credeți că au primit medgidienii acest eveniment? Din ce vedeți și dumneavoastră, e binevenit și sunt bucuroși. Numai că, v-am spus, este evenimentul organizat pe ultima sută de metri, nu a avut atât de mare impact, dar sunt destul de mulți oameni la eveniment. Foarte mulți locuitori ai orașului Medgidia la acest eveniment, la zilele recolte, unde ne-am întâlnit cu foarte mulți producători din toată țara. Produse tradiționale românești, s-au delectat cu must extraordinar. Au avut ce gusta, au avut ce cumpăra, au avut ce vedea, mai ales spectacolul de muzică populară și de muzică ușoară pe gustul publicului. Eu, ca organizatorul Mihai Cărin, am dat tot din mine ceea ce am putut să vă aduc un strop de bucurie la acest mare eveniment. Au cântat toți interpreții de muzică populară care au fost invitați de mine, de domnul primar. Vreau să mulțumesc primăriei pentru că mi-a acordat această șansă ca ziua recoltei să fie o zi de neuitat aici în parcul central din orașul Medgidia, și sper că acest parc central se va desfășura foarte multe spectacole, atât românești cât și internaționale. Domnul primar este un om gospodar și este susținut de toți locuitorii orașului Medgidia, așa cum am observat eu că publicul îl iubește. Trebuie să vă spun că e pentru prima dată când vin la un asemenea concert și promit că ori de câte ori voi fi chemat, am să fiu prezent, pentru că sunteți minunați, un public extraordinar, un public iubitor de muzică, de folclor, și ce să spun, cum poate fi mai frumos când te alături de mari interpreți și urci pe scenă în fața publicului. E o senzație extraordinar de plăcută. Cum este atmosfera aici? Superbă, superbă. Asta abia aștept să urc pe scenă. Cum este la Medgidia? E frumos, e toamnă, este splendid. Vreau să spun că noi n-am mai fost de mult. Am mai trecut prin oraș, dar așa la manifestări culturale n-am mai fost de foarte mult timp. Sincer să fiu, sunt impresionat de câtă lume a venit. Chiar dacă este un pic frigușor, lumea a venit totuși. Da, este extraordinar, publicul este senzațional. Au aplaudat ca la teatru, au stat cu minți, au ascultat totul. Numai prostii a spus. Da, da, e prostioare, nu. Ați avut și o prestație pe scenă. Da. Cum a fost? Cum a reacționat publicul la ceea ce a spus? Păi... Dar nu erați aici? Nu erați. Era, da, vrea să dezvoltăm. Dezvoltă-te. Da, dezvolt eu. Vreau să spun că ne-au primit cu mare căldură și, sincer să fiu, mereu dor să vin să joc la Medgidia. Noi am venit veneam cu ani în urmă cu turnee frumoase, dar am înțeles acum că dacă sălile vor de fi încălzite că avem primar nou, sunt convins că vom veni, avem niște proiecte de teatru, de comedie și ne-am dorit tot sufletul să ajungem și la publicul din Medgidia. Ce-mi place la Medgidia aici? Vin oamenii, vin pe furici așa. Să știți că vă iubim foarte mult. Sunteți actorul meu preferat. Să știți că astăzi... Să știți că noaptea nu dorm, stau și mai. Așa ți-a spus când, mă, că vine, nu mi-a spus nimeni. Mi-a zis un domn, atât am. Mi-a zis o doamnă. Am înțeles, da.
Abia așteptăm să revenim cu mare bucurie. Vă pupăm, dragii noștri, vă iubim și să vă trăiască primarul. Sărbătoare de toamnă. Suntem bucuroși că se organizează și la noi în oraș. Altceva? Ce artiști ați văzut până acum? Am văzut-o pe Maria Ciobanu și am venit un pic mai târziu acum. M-am ajutat? Dar ne-a plăcut. Credeți că este o inițiativă bună? Da, singur. E o inițiativă foarte bună, mai ales și pentru noi cei mai în vârstă. Sperăm că e de bun augur. Frumoasă, cum să fie. E o atmosferă frumoasă. Vă place ceea ce vedeți? Da. Ați fost și în celelalte seri? În toate serile am fost. Și ce artiști ați văzut? Aseară pe Mățu Stoian. Haide, gata, sunteți gata? Da, cred că e gata, da? Soliși local. Pe ea, trei, stai. Cum vi se pare această inițiativă? Nu m-am enervat, știu. Da? E bună, cum să fie, e bună. Adună lumea, se distrează, uite de necazul. Vă credeți că e o inițiativă bună? Este. Este. Ne mai delectăm și noi, mai schimbăm gândurile. Thank you.